Bună seara și bine ați venit la proforme cu problemele mele de matematică la geometrie. Și geometrie, algebra. Facem prima parte geometrie, am înțeles? Da. Și până în partea a doua facem algebra. Așa că pornim la treabă. Tema pentru acasă. Acasă. Clasa A. 7. Geometrie. Și o să oprim când terminăm geometria. Și facem fișierul al doilea. Problema 10 de la 190. 10 la 190. Deci în figura alăturată, ABCD este un pătrat de latură 4 radical din 2 cm, înscris într-un cerc de centru O și razăier. Deci o să desenez un cerc mai întâi. În cerc deodată. Și înscriem aici un pătrat. Cum am spus că scriem un pătrat? Cu diagonalele. Ducem cele două diagonale, adică diametre. Da, diametri. Diametri perpendiculari. Și după care unim cele patru puncte. Așa de aici, pătratul. Cum spune ABCD. ABCD. Și cum e notat acolo? Începând de... El AB e sus. Știți, n-are colțul sus. Dar nu contează. Deci aici se zice, da? AB, CD. Așa, dar în ipoteză, avem cercul de centru, O și rază, R. Și ABCD, A, B, D, B, D, C, virgulă de aparțin cercul de centru O și rază iar și că AB este cunoscut că 4 radical din 2. 4 radical din 2. Aflați area porțiunii hașurate, iar porțiunea hașurată este porțiunea acolo acela dintre A și B, cu argă și A. Așa, asta, da? Da, da. Parcă ziceați ieri că se numește într-un fel. Coroană... Coroana... Circulară? Da. Așa am zis, nu? Nu mi-am amintesc foarte bine, decât că coroana circulară ar fi asta. Să vedem, da, să citim în memorie. Adică două cercuri concentrice. Era, da, nu? Două cercuri concentrice și coroana circulară, cred că asta este. Asta nu știu, cu un sector de... Sector circular. Sector circular. Sectorul circular a zis că e cuprins între... În, și cu O, de exemplu, așa, cu centru, da, nu? Sectorul circular. Ia. Da. Și asta cum se numește? Hai pe care. Poate las numele la școală, chiar am uitat. Sector. Sector. Cu, nu coroană. Pe asta nu uit, mama. Dar vorbesc și cu Adi, nu mai cu bine. Deci nu mai amintesc cum se numește și parcă m-a ajutat voi. Asta vă rog, domn profesor, să-l ajutați. Sector circular, așa am spus, nu? Sector circular, tot ce se vede sub un unghi, nu? Așa. Da. Asta. Ai găsit? No. Aici atunci, e disc. Discul este toată, tot interiorul cercului, area discului. Da, coroane, area coroane, așa am zis. Am zis eu. Da. Dar eu la clasă ce v-am spus? Că am zis eu, dar am zis, vede, coroana este asta. Alta zice, area sector, area cercului, lungimea cercului, nu zic nimic de... Deci, ei zic porțiunea hașurată, vedeți? Hai să o zicem, porțiunea hașurată. Dacă nu, nici în manual vă spune, numesc, da. Înseamnă că este diferența dintre area sectorului și area triunghiului acesta. Corect. Area hașurată. Area hașurată. Da. Asta, aflați area porțiunii hașurate. Păi area sectorului A, O, B, tot ăla, e PR, ori PR la a doua ori N pe 360. A, o, PR B, la a doua supra 360, sau 180, parcă. 180. A, PR pătrat, PR pătrat supra 360. Da, așa am zis. Ai zis? Da. N-am fost atent. PR pătrat supra 360 ori N. Numărul de grad. Da. Și cât 90, e 90. 90. Și deci, aflăm area triunghiului AOB pe teorema lui Hero. Ai, muncim prea mult. Hei, da, iară cu Hero. Muncim prea mult. Pitagora, da. Aflăm catedri care se amăraza și e treaba simplă, nu? Da. Deci, hai să zicem repede.
area, hai să punem un punct M aici. Area, area zone hașurate, noi zicem A, M, B. A, M, B. Așa, am pus un M. Zone hașurate, da? Am pus un M pe... pe... sau a has. A porțiunii hașurate. Așa, așa. Deci area lui A, M, B, a zonei hașurate, este egal cu area sectorului circular A, O, B, sec circular A, O, B, minus area triunghiului A, O, B. Iar area sectorului circular AOB este egal, spuneați voi, cu cine este, adică egal cu AOB egal cu AB. Nu, mă, area sectorului circular AOB, a unui sector, oricare ar fi acela. Egal cu pi raza la pătrat supra 360 ori 90. De ce supra, de ce 980. Dar de ce? Vezi? Dar de ce se împarte la 360? Pentru că tot ce deci, pentru a vedea cât corespunde unui unghi de un grad, tot discul, area discului, area cercului, o împărțim în 360 și pe urmă, dacă știu cât este pentru un singur grad, pentru un singur grad, îl mulțesc cu câte grade am eu. Și de aceea, vreau să înțelegeți, iar ne ducem pe culoarul acela formulei memorem și nu ne înțelegem. Deci, pi r pătrat este area întregului disc. Împărțim la 360 ca să vedem cât ar fi pentru un singur grad, da? Care ar fi area corespunzătoare din disc, doar pentru un singur grad. Și până dacă știm pentru un singur grad cât este, mulțumesc câte grade sunt și aflu mător întreg sectorul circular. Deci, area sectorul circular AOB este egal cu pi, a spus pi iar pătrat area cercului, supra 360, că atâtea grade are tot cercul, și mulțit cu câte grade avem noi, cu 90. Simplificăm. Pi ori raza la pătrat pe 4. 4 aici, da? Da. Pi iar pătrat. Și iar știm. Pe 4. Nu da, știm. Da, aflăm. Nu știm, de dar... De-aia mai la Pitagora. Exact. Da. Deci, în adică triunghiul AOB, zicem, AB pătrat, egal cu... Egal cu 2R pătrat. 2R pătrat ar fi. R pătrat plus R pătrat, da? Da. Și AB, o știu cât este. AB, 4 radical din 2. Deci, echivalent, cum a spune, că 4 radical din 2. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Egal cu 2R pătrat. 2R pătrat. Echivalent cu 16 ori 2. 16 ori 2. Egal cu 2. 32, adică? Da. Este egal cu 2 ori R pătrat. Simplificăm totul prin 2 și adică R pătrat e egal cu? R pătrat egal cu... Da. 16. 16, da? Și e egal cu 4. Am aflat raza. Ne ducem acum și continuăm. Okay. Egal cu pi. Egal cu pi ori 16. Supra 4. Simplificăm 4 și facem 4 pi centimetri pătrați, da? Dacă în centimetri am stat lucrat. Da. 4 pi centimetri pătrați. Dacă să lăsați așa sau înlocuiți pi cu 3,14? N-am făcut exercițiul, da. N-ați făcut. Nu. Lăsați așa. Dacă va fi nevoie, veți înlocui cu... și vă găsiți. Acum e egalitate, adică egalul se merită. Altfel punem aproximativ, egal aproximativ. Ce să mai aflăm area lui AOB? Și acum să aflăm și area lui AOB, nu? Area triunghiului AOB. Deci, area triunghiului AOB este egal cu cateta 1, cateta 2. Și cateta l-am aflat-o. Mm-hmm. Cateta 1, cateta 2, pe 2. E 4. 4 ori 4, pe 2. Și face 8 cm pătrați. Și acum,
spunem aria buțurilor așurate. Aria. Luam o bă așandat. Am bă, cum am notat eu acolo. Porțiunea așurate înseamnă din care sectorul din 4 pi. 4 pi scădem pe 8. Și scădem facem un 4 factor. 4 teama. 4 pe lângă pi minus 2 cm pătrat. Și cu asta am terminat problema, nu? Da, asta e. Asta a fost problema la geometrie. Sigur, voi ați înțeles acum exact cum anume se procedează. Deci autorul ne-a dat aria, ne-a dat latura pătratului și noi am aflat... 4 lângă pi minus 2, așa lasă și e. Lasă și e, păi așa, așa da. E corect, că eu scrie egal. Dacă scrie exact. Egal, trebuie să ne lucrăm în pi. Altfel, se lasă cu... Deci gata, începem cu geometria, domnule. Algebra. Algebra, pardon. Algebra, atunci te rog să... Da, oprești. Oprești. Da, nu tot. Ai oprit? Da.